Veți schimba modul de taxare a resurselor naturale? Veți renunța la redevențe? În primul rând, vreau să spun că vom avea un nou sistem de taxare a resurselor naturale, dar am gândit acest mod de taxare în așa fel încât să avem predictibilitate fiscală, să dezbatem acest nou de sistem de taxare, să-l facem din timp, să nu descurajeze investițiile și să aducă bani la buget. Vom introduce un nou sistem de taxare a resurselor naturale, probabil de la 1 ianuarie 2016, pentru a avea timp să dezbatem cu companiile petroliere, cu mediul de afaceri în general, cu societatea civilă, să-l trecem prin Parlament și să-l discutăm cu toată lumea, să fie înțeles și să avem predictibilitate fiscală, deci el să fie cunoscut cu cel puțin un an înainte de toate părțile interesate. Aici vreau să vă spun că a fost o întreagă saga a rescrierii acestui nou sistem de taxare. Atunci când am venit și am preluat mandatul în martie, nu se făcuse prea mult lucru pe această zonă, deși se știa că sistemul de redevențe expiră la sfârșitul acestui an și trebuie să avem ceva nou. Am pornit, practic, de la un studiu al Băncii Mondiale, care exista deja în MFP la acel moment. Am tras niște concluzii pe baza acelui studiu și ne-am dat seama imediat că avem nevoie de expertiză tehnică serioasă pentru a face și estimări foarte clare bazate pe resursele naturale care există în România, bazate pe estimări ale resurselor naturale care vor exista probabil în viitorul apropiat, și calcule economice bazate pe cât putem să impozităm și cât va aduce la buget. În acest sens, practic ne-am dus și am cerut ajutor tehnic din mai multe părți. M-am dus la Washington, la FMI de mai multe ori și am cerut asistență tehnică. Premierul m-a invitat să vin la întâlnirea din Israel din iunie și am cerut să am o întâlnire cu ministrul de finanțe Lapid și domnia sa m-a ajutat foarte mult pentru că ei tocmai își schimbaseră sistemul de impozitare a resurselor naturale, aveau o comisie formată deja, au dezbătut acest lucru vreo 2 ani și am cerut ajutorul și mi-a trimis specialistul lor pe profesorul Șeșinski aici la București, a lucrat împreună cu secretarul meu de stat asupra mai multor aspecte pe impozitarea resurselor naturale și am învățat mai multe lucruri de acolo. Unul dintre ele, acest lucru că trebuie să fie un sistem pe mai mulți ani bătut în cuie, stabil, pentru că vrem să-l facem noul sistem pe 10-15 ani, nu-l poți face peste noapte și trebuie să-l dezbați foarte bine cu toate părțile implicate. După ce am discutat cu profesorul Șeșinski, ne-am dus încă o dată la FMI cu aceste concluzii, le-am discutat cu ei, în final ne-au trimis această echipă tehnică, a venit și au lucrat cu noi la începutul lunii septembrie, vreo 2 săptămâni, au scris un raport. În acel raport s-au analizat mai multe sisteme de taxare, la fel cum se vede în mai multe țări. Și s-au analizat cumva pro și con pentru aceste resurse, pentru acest sistem de taxare, cum ar fi pentru România și pentru resursele naturale din România și cât putem să aducem noi bani la buget. S-a calculat de asemenea cât este government take-ul în România relativ cu alte țări. Adică, practic, ei au calculat din aceste resurse naturale pe care le exploatează companiile, cam cât ia statul român de la ele. Și ei, când au făcut acest calcul, au luat în considerare, au pornit de la sistemul actual, unde ei plătesc redevențe, plătesc impozit pe profit, plătesc taxa pe construcții speciale. I-am rugat să ia în calcul o taxă de 1%, pentru că deja aveam în gând să o coborâm de la 1,5 la 1. Și au calculat, astfel încât noi să ne facem o idee, cam cât impozitează alte țări aceste resurse naturale și cam cât impozităm noi între toate aceste resurse. S-au făcut o simulare pe date
care există în acest moment, o simulare la care sunt resursele acum pe teritoriul României. Și aici vorbim pe de-o parte de resurse tradiționale care există pe teritoriul României și o estimare la ceea ce există în Marea Neagră și ceea ce există din punct de vedere al gazelor de șist. Deci s-a făcut și această estimare pentru a vedea cum să facem o metodă de taxare. Să luăm în considerare faptul că aceste resurse pe teritoriul României, practic, ele scad în fiecare an, dar există acest mare potențial, mai ales în zona de offshore și în Marea Neagră. Și după ce s-au făcut aceste calcule, am început să analizăm un pic ce sistem de taxare putem să avem, astfel încât să nu descurajăm aceste investiții în alte tipuri de resurse, dar să aducem și bani mai mulți la buget. Deci s-au pus mai multe lucruri în balanță. În moment, după ce s-au analizat mai multe tipuri de taxare, a trebuit să considerăm un pic și care sunt implicațiile pentru administrație și pentru fiecare tip de taxă. E mai ușor de administrat sau mai puțin ușor de administrat și aceste lucruri au fost luate în considerare. Apoi, când s-a luat o decizie cam care ar fi modul de taxare pe care o să mergem în continuare, l-am discutat cu FMI-ul de mai multe ori și la Bruxelles și la Washington în această toamnă. Deci noi suntem pregătiți în acest moment cu practic modul în care se vor taxa resursele naturale. Există pregătit un proiect de lege, dar el va fi mai întâi dezbătut cu mediul de afaceri, cu societatea civilă și apoi trecut în Parlament. Ce se întâmplă anul viitor, în 2015? Cum vor fi taxate resursele naturale de la 1 ianuarie 2015? Am avut mai multe discuții cu premierul pe această temă, cu acei specialiști pe care i-am menționat. Am discutat cu profesorul Șeșinski, am discutat și cu profesorul meu de la Harvard și toată lumea a fost de acord că trebuie un nou sistem să fie dezbătut, analizat de toate părțile implicate, trecut prin Parlament. Nu făcut imediat, nu făcut prin ordonanță de urgență, lăsat companiile să înțeleagă acest sistem și să aibă timp să se adapteze. Ca atare, am decis ca de la 1 ianuarie 2015 să prelungim sistemul actual pentru un an, pentru a putea avea aceste dezbateri și pentru a trece această lege prin Parlament. Vrem ca această lege să treacă și să fie văzută și de opoziție, eventual și votată de opoziție, pentru că încă o dată aici vorbim de un nou sistem de taxare care vrem să fie pe 10-15 ani, deci nu numai cât stăm noi la guvernare el va fi în vigoare, ci și după aceea. Deci toată lumea trebuie să-l vadă și să-l aprobe și să treacă prin Parlament. Ați menționat consultările cu specialiști în domeniu. Vor urma consultări cu mediul de afaceri, cu companii, cu societatea civilă? Evident. Practic, de mâine vom începe să ne consultăm cu companiile care fac extragere de resurse naturale. Vom continua să ne sfătuim și cu mediul de afaceri în general. De asemenea, foarte important este să ne sfătuim și cu societatea civilă. Aici vorbim de taxarea resurselor naturale. Aici vorbim nu numai de faptul că impozităm aceste companii, dar și de faptul că vrem să fim siguri că aceste resurse sunt extrase în mod sigur și că acești bani sunt folosiți pentru lucruri bune în România. Ca atare, acest subiect interesează pe toată lumea, nu numai pe companiile care vor fi taxate în acest mod. Deci vreau să discutăm cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, vreau să fie discutat foarte bine în Parlament, vreau să fie înțeles de toată lumea. Și aici, evident, nu discut numai de specialiști, ci discutat cu toată lumea și destul de mult timp și aș vrea să subliniez că e foarte important pentru mine ca informații să fie date din timp pentru mediul de afaceri. Premierul a insistat foarte mult în toate discuțiile pe care le-am avut ca în lege să scrie că acest sistem se va menține
10 ani, 15 ani, cât decidem să facem, pentru a fi siguri că aceste companii înțeleg că avem un sistem fiscal foarte stabil și ei știu cum să-și facă planul de acum în 10 ani. Pentru că toate aceste companii investesc în România, investesc în resurse alternative, pun bani foarte mult în aceste explorări și ei vor să știe de la început exact cât vor fi taxați, cât vor pune în investiții, câți bani le rămân. Aceste planuri le fac pe foarte mult timp înainte și noi trebuie să le dăm această stabilitate fiscală.